Deci astăzi avem un moment istoric inedit. Școala din Oxentia sărbătorește jubileul de 50 de ani și foștii absolvenți ai școlii care trăiesc în Tiraspol au venit pentru a imortaliza momentul respectiv cu sădirea unui copac, unui brad, care îi avem pe micuții din clasa 1-a, care își vor aduce aminte încă peste 50 de ani și la 100 de ani la jubileu, copacul o să fie mare și o să ne dea umbră. Deci eu rog acum stăpânii copacului, deci doamna Maria Covalencu și copiii să purceadă la sădirea pomului. Poftim! Ion! Oaspeți, stimați pedagogi, scumpi părinți, dragi elevi, trimit spre sufletele dumneavoastră tradiționalul bună ziua și bine ați venit la școală! Cu acest salut cald și binevoitor ne întâmpină școala dragă în fiecare zi, la fel și azi. Se zice că nu e bogat cel ce are multe, ci cel ce se împarte și cu alții. Astăzi, în zi de mare importanță pentru gimnaziul Oxentia, dorim să împărțim din bunătatea inimilor noastre și din emoțiile deosebite care ne debordează sufletele. Astăzi, mai mult ca niciodată, nutrim un sentiment de profundă mândrie, bucurie, înaripare și satisfacție a împlinirii. Și vă felicit pe toți fierbinte cu frumoasa ocazie cu care ne-am adunat. Jubileul de 50 de ani ai gimnaziului Oxentia. 50 de ani de activitate rodnică. În perioada anilor 1969-2019, în clădirea acestei școli, s-au format mii de destine. Aici au fost trăite la maximă intensitate adevărate vieți omenești. Stimată audiență, din totdeauna se știe că cel mai viu, cel mai frumos și mai aglomerat drum este drumul spre școală, pe care mergeți în fiecare dimineață voi, dragi elevi, și dumneavoastră, stimați profesori. În toamna anului 1969, au pornit pe acest drum niște melcușori cu ghiozdane în spate. În acest context, vă invit să facem un salt imaginar în timp în acea toamnă. O toamnă ca toate celelalte, însă totuși una care a marcat viața oxântenilor și cursul istoric al localității noastre. Pentru toți cei dornici de a ști carte, s-a deschis o școală nouă și frumoasă, adică clădirea actuală a școlii. Și melcușorii cu ghiozdane sunt elevii din clasa 1-a a primului an școlar în această școală. Azi, oameni în toată firea, cu experiență de viață,
cu familii și cu dor viu de școală. Onorată asistență, să-i întâmpinăm în careu pe reprezentanții clasei a întâia a anului de studii 1969-1970, care vor fi conduși de colegii lor de școală mai mari, elevii clasei a 10-a, adică absolvenții anului de studii 1969-1970. Rog aplauzele dumneavoastră și să cânte muzica! Încă o dată salut prezența tuturor dumneavoastră și permiteți-mi să declar festivitatea de celebrare a jubileului de aur al Gimnaziului Oxentea deschisă, anunțând onorarea drapelului și imnului, simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Careul festiv de azi este remarcabil și prin faptul că, cu ocazia frumosului jubileu de 50 de ani, a fost creat imnul Gimnaziului Oxentea. Acesta este un cadou școlii noastre cu prilejul frumoasei aniversări, ca rezultat al unui parteneriat cultural dintre autorul muzicii, domnul Ilev Anatolie, profesor de geografie și educație muzicală, și un grup de profesori, autori ai versurilor. În continuare, urmează lansarea oficială a imnului. Dreptul de a-l interpreta i-a revenit ansamblului vocal Firicel de Busuioc, însoțit de întreg colectivul de elevi. Deci anunț onorarea imnului Gimnaziului Oxentea. Gimnaziul Oxentea, a doua casa noastră, sala de celebriune sunt.
Permiteți-mi să-i salut în special pe invitații de onoare a festivității de azi și să-i prezint. Suntem cu adevărat onorați de prezența distințelor personalități. Doamna Jimbei Maria, vicepreședinte Raionul Dubăsari. Doamna Brăducean Larisa, șefă Direcția Învățământ General Dubăsari. Doamna Semionov Marina, ex-șefă Direcția Învățământ General Dubăsari. Colaboratorii Direcției Învățământ General. Managerii instituțiilor de învățământ din Raionul Dubăsari. Domnul Rusu Valeriu, primarul localității. Doamna Rusu Lilia, actuala șefă a grădiniței din localitate. Domnul Andreș Mihai, directorul Casei de Cultură. Doamna Leca Elena, ex-directoare Gimnaziul Margăuți. Domnii Burlacu Tudor și Burlacu Ecaterina, foști profesori în școala noastră. Reprezentanți ai Oficiului Medicilor de Familie din localitate. Colegele noastre, parteneri ale educației de la grădinița Izvoraș din localitate. Cu un mesaj cu totul deosebit, vine în fața dumneavoastră domnul director al gimnaziului, Leunte Andrei. Stimați invitați, oaspeți, dragi colegi și elevi, am mare onoare și deosebită plăcere să vă salut la frumoasa sărbătoare a jubileului de 50 de ani ai gimnaziului Oxentea. Arc peste timp l-aș numi, curcubeu. Curcubeu ale cărui culori sunt cei care și-au petrecut pașii prin această instituție și mă refer la cadrele didactice, la elevi, părinți. Jubileul de 50 de ani, aceasta este cu adevărat o aniversare de aur. Câte bucurii s-au întâmplat în această perioadă, câți elevi au absolvit această școală, câte experiențe și momente pline de bucurie. La urma urmei, 50 de ani este întreaga viață a unei generații. În îndepărtata toamnă a anului școlar 1969-1970, pe malul râului Nistru, în prezența directorului de atunci a școlii Vasilii Levinski, alături de cele 43 de cadre didactice și de cei 629 de elevi, s-a tăiat panglica de inaugurare a școlii medii din satul Oxentea. De-a lungul celor 50 de ani de existență, în școala din Oxentea și-au făcut studiile un număr impresionant de elevi, numărul cel mai mare fiind atins în anul 1997-1998, atingând cifra de 632 de elevi. 50 de ani de școală la gimnaziul Oxentea înseamnă 50 de ani de muncă asiduă, 50 de ani de rezultate frumoase, 50 de ani de performanțe, 50 de generații de absolvenți împrăștiați acum prin toate colțurile lumii, 50 de ani în care profesorii de ieri și de azi au clădit valori. Stimați profesori de ieri și de azi ai gimnaziului Oxentea, vă felicit pentru tot ce ați făcut în acești ani. Să ne întoarcem puțin în timp și să ne reamintim că toți cei care ați trecut prin această școală, profesori sau absolvenți, ați făcut cinste și chiar istorie. Sunt mândru de voi și am toată încrederea și certitudinea că împreună vom continua să menținem alinierea la cele mai înalte standarde ale educației. Dragi elevi, voi sunteți cei care aduceți prestigiul școlii. Cu voi se slăvește școala, cu voi se afirmă profesorii, cu voi se mândresc părinții, cu voi, tinerii, societatea este prosperă. Vă doresc, dragi elevi, mari succese și realizări pe potriva efortului depus. Continuați să duceți faima școlii noastre mai departe, iar la jubileul de 100 de ani, care cu siguranță îl veți serba în anul 2069,
să vă mândriți că ați fost elevi ai acestei școli. În aceste clipe de bucurie, vin cu un cuvânt de mulțumire către partenerii noștri educaționali, cu care împreună facem, cu care împreună trecem peste obstacole și realizăm lucruri frumoase. Recunoștința noastră Consiliului Raional Dubăsari, în persoana domnului Grigore Policinski, care cu părere de rău nu este acum prezent la noi, dar ne-a transmis salut tuturor, și a doamnei Maria Jâmbei, care a fost mereu alături de noi. Direcția Învățământ General Dubăsari, în persoana doamnei Larisa Brăducean. Administrației publice locale, în persoana domnului primar Valeriu Rusu. Și nu în ultimul rând, al părinților acestor elevi. Și acum, nu mi rămâne decât să spun, decât la mulți ani, Gimnaziul Oxentea. La trecutul-ți mare, mare viitor. Vă mulțumesc! Alături de Gimnaziul Oxentea, la propriu, trăiește emoții deosebite doamna Jâmbei Maria, cărei îi fac o invitație la microfon pentru un mesaj de sărbătoare. Dragi elevi, onorați oaspeți, bună ziua! Chiar suntem bucuroși să fim împreună cu colegii noștri, să fim alături de dumneavoastră la acest eveniment extraordinar de frumos și important, marcarea celor 50 de ani de activitate a Gimnaziului Oxentea. 50 de ani! Câtă dragoste, câtă străduință, câtă muncă depusă, cât suflet pentru a crește zeci și zeci de generații de copii ai acestui stat frumos. N-are importanță care și unde a ajuns, ce profesie a îmbrățișat. Este important faptul că dumneavoastră, dragi profesori, împreună cu părinții, ați crescut oameni. Oameni adevărați, care să-și iubească țara, baștina și neamul. Căci viitorul este în mâinile acestora. Ne bucurăm din suflet, fiindcă în ultimii ani gimnaziul dumneavoastră a cunoscut schimbări deosebite, radicale. Grație domnului director au fost promovate și inițiate și promovate proiecte excepționale și în domeniul educației, dar și în domeniul social și crearea condițiilor frumoase, normale de activitate în acest gimnaziu. Este vădit că este unul din cele mai frumoase și cele mai amenajate, una din cele mai frumoase și amenajate instituții de învățământ din raionul nostru și cu adevărat ne mândrim, domnul director. Desigur că vreau să vă transmit felicitări cu această ocazie, în primul rând colectivului pedagogic, pentru munca asiduă de-a lungul anilor, pentru că, într-adevăr, puneți umărul la cea mai complicată problemă a societății noastre, educația și creșterea tinerii generații. Aveți, stimați profesori, stima și recunoștința noastră a tuturora. Și desigur că mulțumirea parte părinților care sunt receptivi și care sunt alături de profesori. Dragi elevi, trebuie să vă mândriți într-adevăr cu școala dragă, cu profesorii dragi și să le urmați în tocmai sfatul și să le îndreptățiți întotdeauna așteptările. Vreau din numele președintelui, ex-președintelui deja Raionului Dubăsari, domnul Grigore Policinski, și a Consiliului Raional Dubăsari, care a activat în acest mandat și care a avut o receptivitate deosebită și a susținut întru totul proiectele care au fost inițiate de direcția școlii. Și desigur că vreau să vă aduc sincere felicitări și urări de bine, sănătate, succes în continuare, din numele noului președinte ales, domnul Grigore Filipov, și a noului Consiliu Raional. Avem toată încrederea că
noua conducere a Consiliului Raional va contribui și în continuare la promovarea lucrurilor frumoase și va pune umărul și va sprijini în continuare educația tinerii generații în instituțiile noastre de învățământ. La mulți ani, Gimnaziului Oxentea, mulți ani dumneavoastră tuturor și mult bine, mult noroc, încă multe, multe proiecte frumoase realizate aici în localitate și vă așteptăm cu drag să reveniți după studii, să reveniți aici în sat, că satul are nevoie de specialiști în toate domeniile. Mult bine și mult noroc și mereu să fiți în paza Domnului toți! Să adunați în ea florile recunoștinței tuturor celor care suflet din suflet le dați și îi creșteți să devină, să devină oameni, domn director. Pentru care vor prinde bine și pentru, și pentru copii. Din amintiri, din niște fotografii avem special pentru dumneavoastră, din numele tot al Consiliului Raional, aveți fotografiile cu cei mai buni, prima promoție de fotbaliști, da? Care e primii campioni, da? Și cea de doua, sunteți dragi copii, într-adevăr sunteți mândria nu numai a localității și a raionului, dar întregii republici, bravo! Bună ziua, stimați pedagogi, bună ziua, stimați elevi, absolvenți a gimnaziului din Oxentea. Au trecut 50 de ani, s-au perindat atât de repede, fiindcă uitându-mă în fețele dumneavoastră, celor care ați fost printre primii care ați absolvit această școală, de acum au cărunțit părul, de acum aveți nepoți, răstrănepoți și de asemenea se învață într-acest gimnaziu. Deci pe parcursul anilor s-a format o tradiție foarte frumoasă în gimnaziul nostru, preluându-l de la acel director care peste 40 de ani a activat în fruntea școlii, domnul Levinski Vasile Iaclovici, care mai apoi a preluat un șir de directori și s-a ajuns până la actualul director Leonte Andrei Fiodorovici, păstrând aceeași tradiție frumoasă, pregătind generații întregi de elevi care mai apoi au plecat peste cotarele localității, țării și ne-au dus faima localității noastre. Vreau să apreciez acei profesori care s-au dedat cu trup și suflet, care astăzi nu sunt între noi. Natalia Grigoriuna Rusu, domnul Valeriu Iaclovici, fostul director, deci Vasile Iaclovici și domnul Valeriu Afanasievici, Afanasie Iaclovici. Ne bucură foarte mult faptul că îi avem alături pe Alexandra Mihalovna Stepco, o avem pe Ghiderman Silvia, alături profesoare la clasele mici, care este tot azi alături de noi. Eu mă închin în fața tuturor celor care au făcut mult pentru școală, pentru localitate, care sunteți aici alături
poate alții n-au reușit să vină, să fie alături de noi, însă să ajungă mesajele noastre și închinăciunile noastre față de dumnealor.